Legea va căpăta o altă formă. Cel mai critic la adresa legii, așa cum a ieșit ea din Senat, a fost primarul municipiului Pitești, Tudor Pendiuc, care a arătat cu degetul și către senatorii de Argeș, cerându-le să nu uite că în campania electorală au promis oamenilor că îi vor scăpa de câinii de pe străzi. Subiectul a fost dezbătut astăzi în conferința de presă a PSD Argeș. Chiar dacă nu a fost prezent la adoptarea legii, senatorul Constantin Tămagă este de părere că este nevoie de o lege care să ajute administrațiile locale. E nevoie, după aprecierea mea, de un act normativ unic sau măcar care să creeze un cadru de acțiune al autorităților locale, că până la urmă nu guvernul și nu parlamentul va rezolva, ci tot autoritățile locale. Dar trebuie să acționeze toate într-un cadru legal. Problema câinilor maidanezi a fost dezbătută și la adunarea generală a Asociației Consiliilor Județene. Să sperăm că la Camera Deputaților se va rezolva sau se va găsi o soluție care să dea într-adevăr autorităților locale posibilitatea să intervină într-o abordare, să spunem, și legală și așa cum s-a spus, cât mai uniform. A fost discuție și ieri în Uniunea Națională a Consiliilor Județene. O să discutăm cu parlamentarii noștri, cu deputații, avem și un să, să se găsească, să fie un punct de vedere care să ducă cumva la o rezolvare. Mai mult, administrația județeană a cerut primarilor din mediul rural să facă o recenzare a câinilor, știut fiind faptul că maidanezii de pe străzile orașelor ajung aici din mediul rural. Am avut discuții, mi s-a prezentat o situație pe fiecare localitate în parte, cam ce să știe astăzi că există câini, și o să vedem cum acționăm ca aceste informații să devină reale și să selectăm într-adevăr cine are și stăpânește câinii și îi gospodărește și are grijă de ei să fie într-adevăr însemnat și ceilalți să vedem ce spune legea și ce dă dreptul să facem cu ei. Conform informării Consiliului Județean, la această oră în mediul rural sunt în jur de 160.000 de câini cu stăpâni, dar și fără.